Sony Flame, interviu exclusiv după absența din showbiz, artistul de cărțile pe față, după toate speculațiile legate de despărțirea de Elena Preda. Mai mult, ne vorbește despre cum s-a îndreptat către spiritualitate ca să scape de depresie, dar și cum a reușit să-și stăpânească gândurile. În ultima perioadă recunosc că a fost o discuție în care am hotărât de comun acord să nu mai postăm atât de mult împreună și am evitat. Fiecare și-a văzut de ce cum vrea să se promoveze. Ea de make-up-ul ei și-a postat chestiile care s-o... Ca și paranteză, și pentru algoritmul Instagram e dăunător să postezi și cu copilul, după aia să postezi eu din studio, după aia de la sală, nu mai înțelege ce vrei să fii, ce vrei să, ce identitate până la urmă. Și algoritmul îți dă în cap după aceea și nu se mai duc atât de bine, nu mai e atât de mare riciu. Și ăsta a fost motivul, nu că ne-am separat sau într-adevăr au fost bune și rele, ca în orice căsnicie. Am avut momente când ne-am certat, când... Evident. Am mai plecat de acasă, m-am întors după vreo 3-4 zile. Tu erai cel care pleca? Da, păi evident. De obicei, fetele se supără și spun, îmi iau bagajul și mă duc la mama. Da, ea cu maică s-a în Chișinău, e mai greu. Așa că trebuie să pleci tu. Care cedează prima atunci când, nu știu, când sunt tensiuni? Mai ales atunci când vine un copil. Știu că sunt destul de multe discuții, pentru că, na, unul dintre părinți crede că e mai ok așa, celălalt că e mai ok invers, nu știu, poate chiar de la cele mai minore lucruri. Tu crezi că, nu știu, am îmbrăcat copilul prea gros, ea crede că l-ai scos tu afară îmbrăcat prea subțire și tot așa. Da, îți dai seama că apar discuții acum, ven chestii. Important e să știi cum să le mediezi și recunosc că în ultimii ani mi-am cam dat seama, odată ce stai mult cu o persoană, ca, începi să o înveți, să îi știi toanele, să îi cunoști fiecare chițibuș și atunci reacționezi altfel. Dar în primii ani a fost mai greu, când încă ne cunoșteam și ne descopeream toate laturile. Atunci, probabil erau ambițioși. Da, și aceeași zodie și născut și în aceeași zi, în zi de marți. Asta am citit un articol recent. Și suntem guvernați de planeta Marte, deci îmi spusese ceva de genul în trecut legat de chestia asta și chiar am intrat și am văzut că atât eu cât și ea și Nati, fetița noastră, suntem născuți marțea și suntem și aceea zodie, eu pe Elena, suntem balanțe. Deci cumva a fost foarte greu, că suntem la fel, deci, dar acum e foarte bine, ne înțelegem. S-a maturizat cumva relația. Da. Și trebuie să recunosc că în ultima perioadă mi-am descoperit și latura spirituală mai mult. Am început să citesc mai multe cărți legate de de sectorul ăsta, ca să zic așa, și m-am liniștit cumva, simt că m-am echilibrat foarte mult și îmi stăpânesc mult mai bine gândurile, nu mai alunec în ușoare depresie așa cum făceam, dacă nu-mi ieșeau lucrurile așa cum veneau mie. Caut să mă bucur de viață cât pot de mult, că până la urmă suntem într-o vacanță aici. Nu trebuie să ne identificăm nici cu corpul nostru, nici cu gândurile noastre, pentru că, după cum se spune în spiritualitate, corpul este doar un vehicul prin care noi experimentăm viața. Deci, spiritul nostru, sinele nostru superior, este veșnic. Deci nu moare nimeni niciodată, doar ne reîntoarcem în scânteia divină. Aici suntem într-o vacanță și trebuie să ne bucurăm, să experimentăm cât mai mult. Eu sunt curioasă care, dacă cel care te-a ajutat și te-a îndreptat spre spiritualitate este Connector, pentru că știu că sunteți foarte buni da, prieteni. Da, suntem foarte buni prieteni, cu toate că nu vorbim în fiecare zi, nici măcar în fiecare săptămână, nu, foarte rar, dar avem o, cel puțin eu așa simt, că avem o conexiune foarte, foarte strânsă. Și da, m-a îndrumat și l-am și urmărit cu postările lui cu Livada Cunuci și
Pe lângă asta, noi oricum ne știm de foarte mulți ani și el tot timpul a fost deschis spre partea asta. Și eu recunosc că am mai cochetat cu cărțile de genul ăsta. Am citit la un moment dat o carte de la tatăl meu, din Tainele Pământului și ale Universului, de Scarla Demetrescu, și era legat tot de spiritualitate și atunci mi s-a părut o chestie wow, cu toate că n-am înțeles foarte multe la vremea aia, că am citit-o când eram pe la 21 de ani și acum chiar mi-aș dori să o recitesc, cred că aș percepe-o altfel. Dar da, Connector m-a ajutat și m-a sfătuit să-l citesc pe Moji. Este un învățat jamaican care a studiat foarte mult prin India și acum sunt foarte multe satsanguri cu el pe YouTube și am citit vreo 4 cărți ale lui și cumva am simțit că am înțeles foarte multe lucruri. Ai spus că urmează să mai lansezi o serie de piese la fel de frumoase ca asta ultima. Da. O să mai fie o piesă pe canalul lui Robert Cristian, care se va lansa mâine pe canalul lui. Am o perioadă bună în care mă simt inspirat și am renunțat și la multe vicii, fără de care consideram eu că nu puteam să mă apuc de scris.